Am revenit, dragi prieteni. Am ajuns la mănăstirea de la Sâmbăta de Sus, mănăstirea Brâncoveanu. Uitați cât este de frumoasă. Sfântul voievod Constantin Brâncoveanu, Maica Domnului. O să bei, da? Hai, că ai băut acum, țiții. Mai nu se că iar. Uite ce frumusețe aici. E moale. Zici că este un gazon. Ai observat? Într-o parte mai închis, într-o parte mai deschis. Da, uite acolo, mama, portretul domnitorului Constantin Brâncoveanu, sculptat. Yeah.
Fiuța. Să mergem, să vedem ce este aici, dragi prieteni. Am revenit, am stat la slujbă. Acum mergem să vedem. Aici cred că se stă la rugăciune, cred că se ascultă slujbă, posibil. Hai să vedem în partea cealaltă. Aici este toaca. Dar cu ce o bani cât mare aici? Eu cred că aduce, mami. Aici. Aici? Dar noi de acolo am venit? Asta e că e închis acolo. Vezi ce liniște e mami aici. Tot timpul ăla este o liniște care te cuprinde așa. Și o stare de bine, nu? Da, da. Mie îmi place aici mult, adică uite cât de drept. Cât de drept. L-am tăiat. Drept. Da, așa? Și gol. Ia uite la mami. Să mergem și aici. Aici este aghiazmă, puiu? Da. Aghiazmă mică și aghiazmă mare. Este o fântână, mami. Ia să vedem ce scrie aici. Fântâna izvorul tămăduirii. Da, uite, iarăși aici cu din asta. Era. Ce e tu, puiu? Că acum ai învățat că e cu... Dar știu. Să bem apă? Da, putem să bem un picuț. Se bea înainte de anafură sau pe nemâncate, aghiazma mică. Ce soare frumos este. Doamne, măi, mami, ce priveliște, măi, mami, măi. Uite, acolo e să bei apă. Da, cănițe. Bănuți. Ia să dau mai aproape să văd. Bănuți. Ai vreo 150 oameni? Poate. Uite, am văzut una. Dar uite, asta e moale. Mami, pune mâna. Dacă o dai așa, uite. Zici că îți face masaj. Zici că e o... Și îți face mâinile fine, uite. Zici că e... Cum se cheamă? Ca o mochetă, așa. Foasă. Foarte frumoasă. Mulțumim, domnului, că am putut ajunge și că este o zi frumoasă să putem să o vizităm, să putem să stăm, să putem să ascultăm slujba. Așa, dacă proa, eram așa, pe grabă. Hai, repede, hai, hai. Să mergem până acolo, la domnitor. Iarăși, peste tot la lele. Peste tot la lele. Donatori, donatori. Donatori și sponsori. Aici am mami care au contribuit la mănăstire. Culoarul. Zici că e un palat de ăla imens. Da, mă. Să zici că suntem la hotel. La un hotel din o țară, nu știu, o țară, care are așa mai multe. Din Egipt? De unde? Aici sunt mai multe. Da, mami, uite. Antonie, Panadeală, Nicolae, Vladin. Da, înțeleg ce? Mama, aici sunt mormintele. Uite, voievodul martir Constantin Mâncoveanu, domnitor al țării românești. A mormântat la biserica
Sfântul București din București. Sfântul Gheorghe din București. Nicolae, arhiepiscop și mitropolit. Aici 1967. Nicolae Colan, arhiepiscop și mitropolit al Transilvaniei, Crișanei și Maramureșului. Foarte frumos. Uite aici Nicolae Bălan. Uite, sunt camere. Poate dormim aici în seara asta. Nu, mami. Dar ce frumos e culoarul ăsta, mami. Mozaic, mami. Ce scrie? Că foarte nu frumos. Revenim, prieteni. Nicolae Bălan. A restaurat biserica. Unde? Între anii 1927-1936. Revenim, prieteni.